Chiar dacă a fost rănit și a avut nevoie de o perioadă lungă de recuperare, caporalul Ionel Buzea s-a întors de astăzi în teatrul de operații din Afganistan și continuă misiunea alături de camarazii săi din batalionul 280 Infanterie Bravehearts. Colegii l-au întâmpinat azi dimineață în campul românesc din Kandahar, iar comandantul batalionului, colonelul Cristinel Colibaba, spunea că întoarcerea sa în Afganistan e un exemplu pentru toți. S-a înțelegit nu numai plutonul, nu numai compania, s-a înțelegit întreaga familie a inimilor neînfricate. Deși nu este al batalionului 280, este atitudinea așteptată din partea fiecărei inimi neînfricate. Să meargă înainte, să lupte, să pice în genunchi, să se ridice, să meargă mai departe. Da. O atitudine frumoasă, o atitudine pe care o așteptam de la fiecare dintre voi, dacă situația o impune. Îl așteptăm în continuare și pe colegul nostru Toma. Poate ne va face plăcuta surpriză de a veni și de a aduce acasă steagul de identificare al inimilor neînfricate. Deocamdată îl lăsăm să se recupereze medical, dar ar fi o frumoasă surpriză pentru noi. Vi-l dau înapoi, aveți grijă unii de alții și să ne vedem în continuare de misiune, așa cum ne-am obișnuit, cu devotament, cu dedicație, cu profesionalism. Astfel încât, la sfârșitul misiunii, să putem raporta cu mândrie toți informații, nu numai eu, în fața șefilor armatei, misiune îndeplinită. Atât am avut de spus. Îl dau înapoi și să ne vedem să ne și în continuare. Să ne intrăm în format. Ionel Buzea e un uriaș de 2 metri căruia camarazii îi spun bunicul. Chiar dacă a avut nevoie de o intervenție chirurgicală și de o perioadă de recuperare, a vrut să-și ducă până la capăt misiunea, arătând și prin asta că batalionul său își merită numele de inimi neînfricate. Cum e să te întorci aici? Frumos! Ce te-a făcut să vrei să revii? Mai multe. Și colegii, și pentru mine, și pentru moralul colegilor, mai multe cumulate, am dorit să mă întorc aici. Ai emoții? Nu. Nu. Continuăm ce am început. Da, spuneai mai devreme că mergi înainte orice s-ar întâmpla. Da, asta m-a învățat pe mine viața, în orice situație trebuie să mergi înainte. Dacă pui capul în pământ, nu faci nimic. Înainte și vom vedea ce se întâmplă. E mai greu acum să pleci din nou în misiune? Nu. E normal. Ca de fiecare dată. Te-a făcut mai puternic experiența asta? Da, orice experiență te face mai puternic. Acum depinde de fiecare. Cum o iei, dar de obicei trebuie să te întărească orice lucru din viață. Să iei ce e bun din el și să încerci să mergi mai departe. Nu trebuie să te dărâmi. E greu să mergi mai departe după așa ceva? Pentru mine nu. Dar depinde de alții. Depinde de fiecare. Pentru mine nu. Suntem foarte bucuroși să-l avem din nou printre noi pe camaradul Buzea. Cum a fost perioada asta? A fost o perioadă grea din datorită faptului că era plecat, ne-am fi bucurat ca să-l avem printre noi tot acest timp. E aproape jumătatea misiunii, ați avut deja partea de ce a fost mai greu. Povestește-mi puțin cum a trecut momentul acela pentru voi. A fost un moment dificil prin care consider eu că am trecut cu toții.
Suntem militari, am trecut peste, așteptăm însănătoșirea colegului nostru Toma și de ce nu îl așteptăm și în teatru alături de noi. Cum poți să treci peste pierderea unui camarad în aceste condiții? A fost o perioadă mai dificilă, ne-am susținut reciproc, a fost o perioadă destul de grea. Ne bucurăm foarte mult că a revenit printre noi. Acest lucru ne-a ajutat foarte mult la moral și să ne continuăm cu bine misiunile. Ce îi transmiți? Ce poți să transmit decât multă putere, să fie cu noi, sănătate multă și ne întoarcem cu bine acasă. A fost greu momentul ăsta, peste care ați trecut cu toții? A fost moment foarte greu, dar am fost tot plutonul uniți, ne-am avut unul pe altul și acest lucru ne-a ajutat foarte mult să trecem peste moment. V-a fost teamă după aceea? Un pic de teamă a fost, dar faptul că am fost puternici ne-a ajutat să trecem peste. Jumătatea misiunii, mai aveți încă o jumătate, cum crezi că o să fie? Sperăm că o să fie bine și să ne întoarcem cu toți bine acasă. Asta e cel mai important lucru. Ne bucurăm că și colegul nostru Toma este bine. Ne pare că colegul nostru Stoica nu mai e și cu noi, dar asta e viața de militar, impune multe sacrificii. La 15 septembrie, o mașină capcană a intrat în convoiul românesc care efectua o misiune de patrulare în apropiere de Kandahar, iar în explozia care a urmat și-a pierdut viața caporalul Mădălin Stoica, iar Ionel Buzea și Ionel Toma au fost răniți, cel din urmă având încă nevoie de recuperare. În memoria eroului Mădălin Stoica, Radio România organizează la Kandahar, chiar de Ziua Națională a României, o expoziție de fotografie care surprinde chipuri ale războiului și care e dedicată memoriei lui.